Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin de la howtoplay.ro și mi-am tăiat degetul. Unghiile degetul. Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin de la howtoplay.ro și astăzi vorbim despre UNO. În jocul UNO va trebui să îți termini cât mai repede cărțile din mână și să îți surprinzi adversarii și să îi lași cu cât mai multe cărți în mână. Cărțile pe care ei le au în mână valorează puncte pentru tine. Cine ajunge primul la 500 de puncte, câștigă jocul. Jocul este compus din 112 cărți. Albastre, verzi, roșii, galbene și mai multe cărți speciale. Fiecare jucător ia câte o carte. Jucătorul care are cartea cea mai mare este dealerul. Orice carte cu simbol se consideră 0. Dealerul face cărțile și împarte fiecare jucător câte 7 cărți. Așează restul cărților cu fața în jos. Acesta va fi teancul de luat. Cartea deasupra din teancul de luat este întoarsă cu fața în sus pentru a deveni prima carte din teancul de pus jos. Când îți vine rândul, trebuie să găsești între cărțile tale una care să corespundă cu cartea deasupra teancului de pus jos, fie la număr, fie la culoare, fie la simbol. În jocul 1 există mai multe cărți speciale, cum ar fi cartea IA 2. Când joci această carte, următorul jucător trebuie să ia două cărți de joc și îl sare rândul. Această carte se poate juca numai dacă a fost pusă jos o carte de aceeași culoare sau o altă carte IA 2. Aceeași regulă se aplică și în cazul în care aceasta este întoarsă la începutul jocului. Cartea schimbă direcția. Când joci această carte, se inversează direcția de joc, dreapta-stânga sau de la stânga la dreapta. Această carte se poate juca numai dacă a fost pusă jos o carte de aceeași culoare sau o altă carte care schimbă direcția. Dacă această carte este întoarsă la începutul jocului, dealerul va fi cel care începe jocul, iar direcția de joc va fi de la stânga la dreapta. Cartea Stai o tură. Când joci această carte, jucătorul care urmează este sărit. Această carte se poate juca numai dacă a fost pusă jos o carte de aceeași culoare sau o altă carte Stai o tură. Dacă această carte este întoarsă la începutul jocului, se sare peste jucătorul din stânga dealerului. Jocul va începe cu jucătorul din stânga celui sărit, jokerul. Când joci această carte, poți alege o culoare cu care se continuă jocul. Dacă la începutul jocului este întors un joker, jucătorul din stânga dealerului decide cu ce culoare se va continua jocul. Jokerul ia 4. Când joci această carte, poți alege cu ce culoare se continuă jocul, iar jucătorul următor trebuie să ia 4 cărți din teancul de luat și îl sare rândul. Poți juca acest joker numai dacă nu ai în mână nicio carte de aceeași culoare cu cartea din teancul de pus jos. Dacă la începutul jocului este întors acest joker, pune-l înapoi în pachet și trage o altă carte. Jokerul amestecă cărțile. Când jucați această carte, adunați fiecare carte din mâna fiecărui jucător. Amestecați toate cărțile împreună și apoi împărțiți-le din nou jucătorilor, începând cu jucătorul din stânga celui ce a jucat cartea. Dacă la începutul jocului este întors această carte, jucătorul din stânga dealerului alege cu ce culoare începe jocul. Jokerul personalizabil. Folosiți un creion ca să scrieți pe carte orice regulă de joc doriți. Decideți la începutul jocului câte cărți de genul vreți să folosiți. Acesta este un joker, deci îl puteți juca când îți vine rândul, chiar dacă ai o altă carte de jucat în mână. De asemenea, poți alege culoarea cu care se va relua jocul. Dacă la începutul jocului este întoarsă această carte, persoana din stânga dealerului alege cu ce culoare începe jocul. Cărțile se pot șterge astfel încât să se scrie o nouă regulă de fiecare dată. Când joci penultima carte, va trebui să strigi UNO, adică una. Astfel îi anunți pe toți cei de la masă că tu mai ai o singură carte de joc. Dacă nu strigi și ești prins înainte ca următorul jucător să-și înceapă rândul, trebuie să iei două cărți. Runda se termină când unul din jucători termină toate cărțile. Se calculează punctajul și jocul se reia. Dacă ultima ta carte, de exemplu, a fost cartea IA 2 sau jokerul IA 4, următorul jucător este obligat să ia cele două cărți, respectiv 4 cărți, pentru că ele vor conta la calcularea punctajului total. Dacă toți mai aveți cărți și s-a terminat teancul de luat, atunci reamestecați cărțile și jocul continuă cu un nou teanc pus pe masă. Primul jucător care scapă de toate cărțile din mână primește puncte pentru toate cărțile adversarilor, astfel, toate cărțile de la 0 la 9
au valoare egală cu numărul cărții. Cartea ia 2, valorează 20 de puncte, cartea schimbă direcția, valorează 20 de puncte, cartea stai o tură, valorează tot 20 de puncte, jokerul valorează 50 de puncte, jokerul ia 4, tot 50 de puncte, jokerul amestecă cărțile, valorează 40 de puncte, iar jokerul personalizabil și el valorează tot 40 de puncte. Jocul se întinde pe mai multe runde. După ce un jucător a ajuns la 500 de puncte, jocul se termină și jucătorul este declarat câștigător. O alternativă la joc este să considerați câștigător jucătorul care are cele mai puține puncte. Cam acestea au fost regulile jocului 1. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentarii sau în mesaje private pe Facebook sau Instagram. Și nu uitați de site-ul nostru howtoplay.ro, unde găsiți jocuri la toate magazinele de specialitate și nu numai. Până data viitoare, spor la joacă! Pa, pa!